Continuăm cu alte subiecte. Pentru prima dată de la independența Republicii Moldova, regiunea transnistreană depinde în totalitate de importurile realizate prin frontiera vestică, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu pentru presa română. El a vorbit la interviurile Digi24 că serviciile rusești sunt prezente în stânga Nistrului și încearcă provocări. Totuși, populația și oamenii de afaceri din regiunea secesionistă înțeleg importanța păcii. Prima dată de la independență și de la declanșarea conflictului pe Nistru, când această regiune depinde totalmente de importurile pe frontiera de vest. Adică dumneavoastră controlați în acest moment regiunea separatistă, asta ne spuneți? Acum noi putem spune că noi cunoaștem 100% ce bunuri ajung acolo și ce se exportă. Și asta, cred că, este un avantaj care trebuie folosit. Cel mai important este că cetățenii noștri din stânga Nistrului înțeleg, nu-și doresc să fie implicați în această aventură, crimă, pe care o comite Putin, criminal de război în Ucraina. Oamenii de afaceri de acolo înțeleg foarte bine riscurile și, pe de o parte, avantajele procesului de integrare europeană.